Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru iulie 2021. Din păcate nu văd foarte bine ce filmez. Sper să nu am nicio surpriză neplăcută, pentru că mi-am spart ecranul de la telefon. Știu de că filmează, știu că se poate filma, dar nu văd exact ce se întâmplă dacă se văd cărțile. Până îmi voi schimba eventual telefonul sau îmi pun cartela într-un alt telefon să văd de unde fac rost. Haideți să vedem. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arată 9 de monede și 3 de monede. Pentru unii care sunteți unele, unii care sunteți singuri, unii dintre voi, se pune problema unei colaborări. Problema, nu, se pune în discuție o colaborare între voi și cineva. Unii dintre voi, pentru că ultima discuție pe care am avut-o cu o tăuroaică, care se pregătea să meargă la nunta unei alte tăuroaice. Unii dintre voi ieșiți din starea de singurătate, de independență, de solo și vă duceți împreună cu viitoarea voastră pereche și vă cununați, vă căsătoriți, vedeți? V-am zis, nu știu exact cum apar cărțile, da? Poate fi o colaborare la locul de muncă, poate fi o colaborare cu oricine. Poate trebuie să mergeți să discutați niște chestiuni de cuplu. Pentru cei care într-adevăr ați avut niște probleme în cuplu, niște probleme datorate egoului, dar, dragii mei, problemele v-au făcut mai puternici. Văd 5 de monede și puterea. Ați trecut prin probleme financiare, poate unii încă treceți prin probleme financiare, poate și de sănătate. Am, repet, și de cuplu, dar ideea este că deveniți mai puternici. Dacă ați avut probleme cu cineva, există oameni în preajma voastră cu care puteți colabora și puteți construi ceva special. La capătul setului de cărți apare, iată ce frumos, 4 de bâte, 4 de monede, noțiunea de casă. Iar împăratul, uite, regina de monede și marele preot. Pentru unii dintre voi, dragii mei tauri și taurițe, vă găsiți perechea. Vă găsiți perechea, sufletul pereche și dacă nu l-ați găsit, e prin preajmă. Interesant, apare și îndrăgostiții. Trebuie să alegeți între independență și colaborare, între a fi singur, frumos, cu reușită într-adevăr, sau a vă căsători și a intra într-o familie, într-o casă. Da? Ce este foarte drăguț este că a venit din partea angelului și mesajul acesta, justiția. Justiția știm că înseamnă contracte. Da? Contracte. Ori separare, ori divorț, ori căsătorie. Pentru unii poate să fie și una și cealaltă. Divorțul să fi fost la un moment dat, urmează. Și după divorț, evident că poate să urmeze și o recăsătorie. Însă, pe lângă justiție apare profesorul spiritual. Sunteți îndemnați să faceți niște ore, niște cursuri, niște sesiuni, seminare, care vă pot vindeca energetic, pentru că dacă ați trecut printr-o problemă financiară, de sănătate, de cuplu, da? Ideea este să fiți puternici, dar puterea nu o regăsim în fizic, ci în spirit, da? Aici este 8 infinit, vorbind de spiritualitate, casa 8-a, da? A transformărilor și apare și profesorul spiritual. Cu fi în viața voastră un profesor spiritual, că ar trebui să vă găsiți un om, un ghid care să vă îndrume din când în când în dezvoltarea voastră personală, ar fi minunat. Pentru că după un divorț, iaute lumea, încheiere de capitol și începeți alt capitol. Începeți alt capitol. Am văzut și valetul de bâte. Aveți încredere, aveți idei, aveți optimism, unii dintre voi. Unii, evident. Hai să vedem. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Vă spun, nu văd nimic pe ecran. Sper să vedeți voi. O să observ ce s-a întâmplat când descarc videoclipul în computer, în laptop. Central. 4 de monede. Ați putea să fiți voi. Sau ar putea să fie altcineva care încă ține la o structură tradițională. Central. Provocarea este nebună, iaute. Să ieșiți din niște idei fixe, să ieșiți din grijile financiare, din tradițiile care nu mai sunt bune pentru aceste vremuri sau care nu vă fac fericiți, adică să fiți într-o relație karmică, pentru mine asta e cartea relațiilor karmice, într-o relație karmică în care sunteți nefericiți, da? Provocarea este să o luați de la zero, da?
M-am văzut început de capitol, sfârșit de capitol. M-am zis, m-am întâlnit cu o tăuroaică care se duce la o altă tăuroaică care s-a despărțit și acum se căsătorește, da? Început, încheiere, început, da? Sunteți pe acolo, unii dintre voi. În trecut, iau-te, cavalerul de băte, ați avut de-a face cu o persoană aventuroasă care a venit, a plecat și nu neapărat din punct de vedere sexual. Poate să aibă multe proiecte. Vine, pleacă, vine, pleacă, dar nu stă cavalerul de băte. Și asta v-a provocat stres, 9 de spade. Acum, cine a fi fost acest cavaler de băte, că sunteți voi, că sunt ei? Pe mine nu mă interesează cine este, cineva a fost în trecut, da? Cineva a fost în trecut mai aventuros decât altă persoană și a creat stres, nopți albe, celelalte persoane. Vedeți unde sunteți, pentru că poate să varieze, da? Sunt unii tauri care sunt aventuroși, sunt alții care sunt mai tradiționali. Acum vorbesc despre cineva care în suflet e mai tradițional, mai fixat pe a trăi așa cum a văzut în familie, de la mama, de la tată, da? Și aici este provocarea, să o luați de la zero, să vă trăiți, să vă creați, ce frumos, să vă creați destinul vostru, povestea voastră, nu să copiați, că așa facem toți, nu doar voi. Toți, majoritatea, copiem viețile celor din familie. În viitor, trei de cupe, bucurie, cum am zis, nuntă, întâlnire cu prieteni, ia uite ce frumos, în prezent, alegeți, pentru că faetonul nu are cum să-și aleagă, să meargă în această călătorie a vieții sale, dacă nu alege, să o ia de la zero. E un moment, așa mă zic și îndrăgostiții, e un moment special în care trebuie să alegeți. Nu știu dacă, sper că se văd cărțile, da? Trebuie să alegeți. Ce faceți? Stați în această înregimentare, în idei, în probleme financiare, în construcții. Și ce interesant este, în spate aveți un potențial, un oraș cu blocuri înalte, zgârie nori, mai mult sau mai puțin, variază. E un oraș. Voi sunteți departe de ce sens? De acest potențial. Dacă îți rămâneți în această energie și aici este, trebuie să mergeți, să explorați. Poate acest cavaler să fie cineva care vă inspiră. Da? Vă inspiră și vă inspiră. Hai să faci ceva nou. E zero, da? Hai să o iei de la zero. Nu mai sta așa. Și atunci apare stresul. Aoleu, aoleu, aoleu. Cum să mă duc eu? Că, în general, totuși, știți bine, taurii sunt elemente fixe, casa 4, da? Nu casa 4, numărul 4. Sunt foarte fixați pe câte o idee. A intrat ceva în cap, greu iese. Și aici e provocarea. Cum face să luați taurul de coarne, da? Și să porniți în descoperirea destinului vostru. O nouă viață, un nou destin cu altcineva sau singuri, nu contează. Pentru că în viitor apar totuși trei de cupe. Dar am zis, faetonul merge către stea. Stea înseamnă vindecare și apoi destinul, da? Sfatul este, luați taurul de coarne. Pentru că asta înseamnă cinci de băte. Să vă bateți cu, nu, musai concurența, dacă e vorba de colaborare la locul de muncă, da. Găsiți tehnici creative, nu neapărat să vă luați la bătaie, că nu-i frumos, da? Totuși sunteți venusieni. Da? Găsiți soluții creative ca să schimbați un ambient, că e la locul de muncă, o fi acasă, o fi, eu știu unde o fi, da? Fiți creativi, cinci de băte înseamnă și creativitate. Da? Suficient de mare cât să... Ia uitați, cineva are băta sus și celălalt se la... Citiți Arta Războiului, da? Lăsați-i pe ei să se bată, ei între ei și voi găsiți-vă victoria. Ce frumoasă carte, acum observ. Deci fiți voi independenți și ei să stea în conflictele lor. Acasă sau unde ori fi, da? Exterior. Exterior nouă de monede. Probabil că un alt semn de pământ pentru unii. Că l-am văzut și mai devreme. E o persoană independentă, până când, dacă intrați în colaborare, nu o să mai fie independentă, că o să fie cu voi. Pentru unii poate să fie fecioară, poate să fie alt semn de pământ, dar oricum ar fi, că nu contează semnul până la urmă, v-am zis așa, că vă place să vă zic. Am văzut și faeton, am văzut berbec și săgetător și leu și semne de aer și balanță, se văd de toate. Cirac. Ideea este că în exterior...
o persoană cu reușite ar putea să vă inspire. Da? Pentru că nouă de monede inspiră. Inspiră la independență, inspiră la creativitate, iar Venus, inspiră la reușite. Deci vă este teamă de 8 de monede. Să munciți, să munciți până, fără să vă găsiți acest 9 de independență. Să munciți, să fiți eventual salariați, să aveți multe calități și să nu le folosiți cum trebuie. Să munciți și să nu vă mai concentrați pe bucurii, pe prieteni, pe independența și reușitele voastre. Știți? Hai să muncim. Tipic semnul de pământ. Ce vă doriți? Să vă eliberați de niște ape tulburi, de acest 9 de spade. Cu fi alt semn de aer, cu fi... eu știu ce-o fi. Vă doriți călătorie, pentru că vedem acum prezent și faetonul și 6 de spade înseamnă și călătorie, da? Vă doriți o călătorie. Poate, dacă vă căsătoriți, să mergeți în luna de miere. Why not? Poate vreți să mergeți în concediu, e dreptul vostru. Ce reușiți să faceți? În primul și în primul rând, cum apare aici, profesorul spiritual. Poate întâlniți un profesor spiritual care vă ajută să vă echilibrați. Masculinul și femininul. Starea de receptivitate cu capacitatea voastră de acțiune, da? Reușiți să vă temperați, mai ales dacă aveți de luat niște decizii importante. Pentru că nebunul, da, o ia de la zero, dar nici nu trebuie să riște așa ca nebunul, da? Analizați. Nu prea văd analiză, dar văd Murița, te rog frumos. Termină. Nu văd analiză, dar văd acest faeton care, am zis, nu poate să plece la drum până nu-și ia niște decizii. Nu-și verifică mașina, nu-și verifică cai, sfinx și ce mai are, da? Nu-și face un plan. Cât de cât, cât ar fi de nou, acest plan trebuie făcut. Acum. Echilibru înseamnă și curățare energetică despre care am zis. Dacă vreți să luați de la zero, dacă vreți să începeți un nou drum, să fiți independenți sau să vă apropiați, să fiți asemenea acestui personaj care vă influențează, vă rog mult, faceți-vă timp să faceți niște cursuri de creștere spirituală, să vă curățați energetic, să vă echilibrați emoțional, da? Pentru că aveți nevoie. Oh, ce frumos! Și după ce faceți aceste lucruri, vi se va echilibra viața, justiția divină vă va aduce un nou început, acest nebun zero, da? Și sfatul este, da, fiți creativ, fiți luptător, dar într-un fel creativ, nu agresiv. La capătul setului de cărți, ce aveți? 9 de cupe. Am zis, dacă e o petrecere mare, grijă să nu bezi prea mult. De dansat n-ar fi o problemă, doar să nu faceți febră musculară. Dar e frumos. 9 de cupe, 7 de cupe. Ați blocat pe cineva? Ați blocat unii dintre voi? Poate un semn de aer, poate un semn de foc? Pentru că a fost o separare între voi și cineva, datorită argumentelor, discuțiilor, da? Cineva s-a eliberat emoțional, voi, ei, poate amândoi, da? E o separare undeva în spate. Și încercați să puneți această separare, să o puneți într-un colț și să... nu neapărat să visați, să vă căutați alte opțiuni. Și asta e bine. Asta înseamnă că începeți să abordați lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Ieșiți din acest 4 de monede, din această relație karmică. Și dintre toate opțiunile există una care vă creează multe emoții, vă aduce multă bucurie, speranță și este minunat. Este minunat. Ia uite, după valetul, după asul de monede, de bâte apare și valetul de bâte. Creativitate. Poate apare un proiect, dar neapărat un bărbat sau o femeie, da? Care vă atrage. Nu neapărat. Voi vă alegeți mesajul, că o fi semn de foc, o fi fals semn de care vă simțiți, a zis că puteți să vă simțiți atrași de acest nou de monede și poate fi orice zodie. Ideea este că dacă vă dați timp să vă vindecați, vin și oportunitățile și acelea bune, nu acelea de urgență în care încercați să uitați trecutul, la un pahar cu prietenii, glumesc, dar știți bine că sunt opțiuni de urgență și care nu sunt de prea mare calitate și altele pe termen lung.
Am încercat să clarific, m-am gândit în timp ce am căutat cartea la acest 9 de monede, regele de monede și 9 de monede, un alt semn de pământ sau un om cu realizări, bărbat, femeie, nu contează, există un om cu realizări, poate să fie un personaj cu o anumită poziție, că profesorul spiritual, nu e obligatoriu să fie spiritual, deși 9 înseamnă spiritualitate, dar e un personaj cu reușite profesionale, da? Care vă influențează în această perioadă. Poate vă învață niște chestiuni care țin de finanțe, care vă învață cum să fiți independenți, cum să vă regăsiți independența, cum să găsiți soluții. Da. Încheiați un capitol în care ați stat pe loc alături de cineva sau singuri și începeți un nou capitol în care vă găsiți o pereche la fel de puternică ca și voi. Clarificăm 5 de bâte. 5 de bâte. Sfaturi. Ia uite, valetul de spade. Studiați. Iar. Studiați tehnici creative. Da? Cum să... Nu neapărat să vă puneți la pământ concurența, dar cum să faceți față concurenței. Aici apare un valet de bâte și un valet de spade. Aveți nevoie și de o analiză de piață, să căutați pe internet și apoi să puneți în practică, repet, într-un mod creativ, original, niște chestiuni. Iar s-a oprit la putere. Și e bine. Ați lăsați un capitol în care v-ați simțit blocați lângă cineva. Poate că ați fost căsătoriți cu acest personaj, dar lucrurile au mers foarte greu. Ați simțit la un moment dat că nu mai aveți soluții și până la urmă a venit separarea, tot în același. Acum apare o nouă lume, un nou capitol în care sunteți puternici și pentru că sunteți puternici, apar și oameni puternici în preajma voastră și ca să fiți puternici, trebuie să treceți prin această temperanță. Iar, am zis, nu știu dacă, sper că vedeți cărțile, da? Să vă echilibrați. Masculinul, femininul, da? Faceți curățări energetice. Emoționale, vă conectați la îngeri, pentru că astea sunt vremurile. Trebuie să înțelegem că dacă vrem să avem abundență și relații sănătoase, trebuie să fim într-o vibrație înaltă. Altfel, atrage numai relații karmice. Aș vrea totuși, ia, 4 de monede. Da. Încercați să blocați pe cineva care... 7 de bute. Să vă protejați ce ați reușit să acumulați și, să vă protejați de anumite atacuri. Dacă sunt atacuri în preajma unora și altora, am zis, găsiți soluții creative. Nebunul, te rog frumos. Ia uite. Nebunul, regele de bute. Pentru unii poate aveți pe cineva în preajmă care a fost foarte... impulsiv. Dacă aveți un personaj impulsiv în viață, lăsați-i, concentrați-vă pe oamenii care vă dau stabilitate, de orice natură ar fi, poate sunt în familie, poate sunt la locul de muncă, poate sunt la un curs, acești oameni care vă dau stabilitate și vă inspiră. Pentru că voi sunteți, în acest moment, unii dintre voi trebuie să vă transformați prin acest top de monede, de care totuși vă e teamă. Cât durează transformarea, pentru că trebuie să aveți răbdare, că trebuie să munciți, mai ales dacă vă separați, va trebui să munciți singur ca să vă găsiți independența. Da, sunt niște aspecte care trebuie să rezolvate. Dar acest rege de bâte poate să însemne un personaj de care trebuie să vă protejați pentru că este un personaj impulsiv care riscă, da? Poate să fie chiar acest cavaler de bâte, nebunul și regele de bâte. Dar, evident că întotdeauna sunt și alte variante, poate să fie provocarea. Să aveți voi încredere, că puteți să o luați de la zero, că puteți să vă conduceți viața după principiile voastre și, repet, într-un fel creativ, pentru că bâtele, în general, sunt creative. Și aici este lecția unor personaje cu planete în semne de pământ. Semnele de pământ sunt muncitoare, de-aia apare și în poziția fricii munca. Cât muncesc, pentru că trebuie să fiți creativ ca să aveți și spor. Aici este o analiză de piață, pe de-o parte, și citiți Arta Războiului, pentru că aici poate să fie și un război. Cu fostul, cu fosta, cu familia, cu vecinii, cu, repet, colegii vechi, colegii noi,
Da? În principiu, în principiu fain. Cam atâta e. Sper că v-a plăcut și sper că ne auzim cu vești bune la următoarea etalare.